Hello, toată lumea, sunt eu, Lup, Sofia Alexandra și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom face în sfârșit un Q&A unde voi puneți întrebările, iar eu răspund. Deci, cred că cea mai des întrebată întrebare este câți ani ai? Și acum, pun pareu că poate unii dintre voi și-au imaginat că am 18-19 ani. Am într-adevăr 16 și împlinesc curând 17, în 2 luni, mai exact. Deci, acum nu știu dacă vreodată am menționat unde locuiesc, dar locuiesc în Germania. Acum nu o să spun exact unde, dar da, m-am mutat din România acum 4 ani. Mai, dar puneți și voi niște întrebări din astea dificile. Deci, ultima oară când i-am numărat, aveam 700, dar momentan, pentru că am cumpărat o grămadă, cred că am ajuns deja la 800 și în viitor sper efectiv să ajung la 1000. Gen Sofia din trecut, așa, care are un 9-8 ani, pun pariu că ar țipa dacă ar vedea pur și simplu colecția mea acum. Deci, cred că pisicuța mea preferată din colecția mea este garantat asta. Unele dintre voi cred că o cunosc din prieteni rivale. Acum nu m-am uitat la tot serialul, așa că nu știu cum o cheamă. Cred că o cheamă Eliza. Cred, nu știu exact, nu m-am uitat la serial. Știu doar așa, niște personaje de acolo că am mai, că am mai văzut thumbnail-urile și așa. Ea este efectiv pisica mea preferată. Gen, eu sunt un fan Shorter Cats, ok? Și ea este preferata mea din toată colecția mea. Da. Măi, deci nu prea știu. Eu mănânc de toate, ok? Eu ador mâncarea. Dar dacă ar trebui să aleg ceva, cred că ar fi sushi. Like, I have expensive tastes, ok? Dar dacă nu am bani de așa ceva, ardei în pluț, mamei mele. Deci, cum gătește persoana asta, e o minune. Cred că este un Samsung S52 și în cazul în care n-ați observat, filmez efectiv cu telefonul meu și are o cameră foarte ok, gen, chiar îmi place, ok? Și, de exemplu, telefonul mamei mele tot este un Samsung și filmează pur și simplu mult mai bine ca camera noastră profesională pe care avem. A putut efectiv să fotografieze niște capre de pe munți, în timp ce camera noastră foto nici nu era în stare să facă așa ceva. Deci ce zoom are camera aia este chiar impressive, ok? Culoarea mea preferată cred că este verde. E, acum nu mă refer la un verde din ăla închis, mă refer la un verde din ăla așa cald, deschis. Nu știu, așa îmi place, ok? Asta poate o să sune puțin boring, dar nu mai am nici jocuri pe telefon și nici nu mă joc jocuri. Niciodată nu prea mi-au plăcut în general, dar am un joc pe telefon, se numește Duolingo, deci ăsta poate este preferatul meu momentan, dar când eram mică, adoram jocul la Dopmi de pe Roblox. Ok, era unul dintre preferatele mele. Animalul preferat, mai, cred că sunt pisicile. Da, cred că îmi plac pisicile cel mai mult. Acum, nu mă întrebați de rasă că, nu știu. Măi, voi când auziți răspunsurile la întrebările mele, pun pariu că par foarte boring, ok? Nu sunt chiar atât de boring în realitate. Nu prea mă uit la YouTube atât de mult și nu urmăresc influență. Dar, da, ok. Băi, asta e atât de penibil, n-ar trebui să fac asta copiii la vârsta mea? În sfârșit, o întrebare care nu o să mă facă să par atât de plictisitoare. Hello Studios. Deci, nu știu dacă cunoașteți YouTuberul ăsta. Băi, ea este atât de genială, ok? Nu știu dacă ați văzut ultimul ei serial. Cred că se numea Extraordinary Magic și îl ador, ok? Gen, pur și simplu cum e filmat,
fata asta e atât de talentată. Asta pur și simplu m-a inspirat să fac finalul de la Până la Tron, cum l-am făcut. O ador. O să răspund asta pe scurt. Sunt în clasa 10-a. Deci videoclipul meu preferat ar trebui să fie finalul la Până la Tron. De ce? Pentru că, pur și simplu, din punctul meu de vedere, am văzut pur și simplu cum am dezvoltat, că arată destul de bine, ok? Gen, mie mi-a plăcut, ok? M-am străduit, mi-a și luat o grămadă de timp să-l filmez și să-l editez, desigur că. Și încă o dată mulțumesc pentru echipa care a lucrat cu mine. Vă pup! Nu am frați, dar am o soră mai mică și atunci când eram eu mai mică, ea ce-i drept mai și participa aici pe canal, era în câteva videoclipuri și de-aia se și numește canalul LPS Sofia Alexandra. Sora mea preferată? Cred că este România. În momentul de față, lucrez la un serial, tot o să fie ceva fantasy și ceva cu dragoste. Nu spun mai mult de atât, deoarece încă lucrez la el, nici nu am scris scriptul și... da! Înainte de a face acest anunț, m-am gândit pentru destul de mult timp dacă s-o fac sau să n-o fac. Și am ajuns la concluzia că acesta va fi ultimul meu videoclip de pe acest canal în limba română. În viitor am de gând să fac videoclipurile mele în engleză. Așa că următorul meu serial tot va fi în engleză. Unii dintre voi acum cred că o să întrebe, măi, dar de ce nu-ți faci pur și simplu încă un canal în engleză și leși pe ăsta în română? Ei bine, îmi vine greu să mă despart de LPS Sofia Alexandra. Gen, înțeleg, nu m-aș despărți complet de el, dar vreau pur și simplu să-mi continui povestea, hai să-i spun așa, pe acest canal. Să văd cum mă dezvolt pe acest canal. Nu vreau să creez încă unul. LPS Sofia Alexandra a fost pentru foarte mult timp în viața mea pur și simplu ceva special. Iar acum, doar pentru că o să fac niște videoclipuri în engleză, asta nu înseamnă că voi nu o să-mi puteți scrie comentarii în română sau eu pot adăuga și subtitrări în română la videoclipuri. Așa că, da, și poate în viitor o să fac un special în română pentru urmăritorii mei care au fost cu mine de la bun început pe acest canal aici. Da. Acum, nu este o veste atât de rea, ok? Nu mă despart de YouTube sau așa. Vreau să fac videoclipuri în engleză, în primul rând, ca să am și o audiență mai mare. Și, în al doilea rând, LPSTube în România este destul de dead. Este a sad fact, dar nu ai ce să-i faci. De exemplu, Anubis LPS, cred că nu mai creează content cu LPS. Face acum povești online, cred? Doar s-a numit acum Adolescenta sau așa. Și alte canale care erau destul de populare, tot nu mai postează. Așa că... din cauza asta cam aș vrea să încep să fac videoclipuri în engleză. Dacă mai aveți întrebări referitor la toată schimbarea asta sau în general, încă puteți să-mi scrieți întrebări în comentarii și desigur că o să vă răspund. Așa că, lume, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Pa! Vă pup!